Lipsa de personal și salariile mici au făcut pe cei de la Federația Națională Sindicală Drum de Fier să poarte banderole albe în semn de protest. Oamenii au cerut majorarea salariilor cu 10%, câte un tichet de masă pentru fiecare zi lucrată și vouchere de vacanță de 3.000 de lei pe an. Îndatorați la bănci, cu chirii și cheltuieli mari, angajații CFR spun că abia își duc traiul de pe o zi pe alta. Au așteptat în zadar. În caz că până în 30 nu se semnează și ceea ce nu cred că se va întâmpla, dacă să mențină ideile care le-au ucis la București, va fi grevă. O altă problemă cu care se confruntă angajații este lipsa materialelor de muncă, dar și cea de personal. De ce nu se fac angajări? Tot în minus sunt angajări, nu se fac. Într-un timp se zicea că sunt 100 care bate la ăsta la poartă. Unde sunt? Unde iau 100? O grămadă s-au dus în pensie. Sunt mulți care au plecat, că nu are rost ca să stea aici. Chiar dacă nu au răspuns pentru angajați, conducerea CFR Călători a anunțat că are în plan un amplu program de dotare a trenurilor cu aer condiționat în baza unui ordin de ministru. Până în 2017, climatizarea trebuie să fie asigurată în toate garniturile. Hotărârea vine în urma reclamațiilor depuse în perioada de vară. Dotarea unui singur vagon cu aer condiționat se ridică la 400.000 de lei, sumă care se înmulțește cu 230, cifră ce reprezintă numărul de vagoane care necesită instalarea climei.